Mulțumim Domnului că suntem numai călători pe pământul acesta. Așa cum am cântat în seara aceasta, suntem doar călători, moștenitori, deși căutăm moșteniri pe aici pe pământ, vedem că ăstea se devalorizează. Când ai crezut că ai câștigat o moștenire destul de bogată, vezi că a căzut piața imobiliară și nu mai prețul care a fost anul trecut. Așteptăm împărăția lui Dumnezeu, unde nu mai trebuie distanțare socială, nu mai trebuie să purtăm mască, acolo putem să ne îmbrățișăm, intrăm pe o singură poartă și de acolo nu mai ieșim. Dacă, amin, spuneți toți amin. Dacă în seara asta am fost îndemnați când plecăm să ieșim pe trei porți, că ne obligă statul, acolo intrăm pe o singură poartă și nu mai ieșim, vom fi totdeauna cu Domnul. Domnul să ne ajute să ajungem cu toți acolo, amin. A doua, cea mai ciudată expresie care a folosit-o Domnul Iisus în Biblie sunt versetele acestea din Matei 11, de la versetul 28, spune: veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați. După ce a spus la cina cea de taină, le spunea fariseilor, trebuie să mâncați trupul meu, trebuie să beți sângele meu. Asta a fost cea mai ciudată afirmație a Domnului, de aia fariseii nu puteau suporta, au zis, asta e prea de tot. Să știți că a doua după afirmația aceasta, cea din Matei 11 cu 28. Știți că nimeni nu caută oameni obosiți? Nimeni nu dă anunț, angajăm obosiți din Timișoara. Ați văzut vreodată? Sau care au firme. Să zică, domne, tu cum stai cu trezitul dimineața? Mă trezesc greu. No, tu să vii că te angajezi la mine, nu? Nimeni nu caută oameni obosiți. Și nevastă ta se satură de tine. Bă, tot ziua, tot pe somn, tot de amiaz, tot te trezești greu. Zice, ce zice? Mai revino-ți un pic, domne, tot obosit. Copii obosiți. Acum două săptămâni eram aici la adunare și venisem de la lucru și m-am grăbit să ajung la adunare. Stăteam aici undeva și Dana stătea lângă mine. Pentru că am lucrat toată ziua în soare, așa cum zicea și fratele Moț, pe la jumătatea slujbei mă vizita oboseala, să nu zic altceva. Și Dana m-a văzut că mă luptam și a zis, te rog frumos să nu cumva să adormi, să te vadă frații că adormi aici, că ți somn. În momentul când mi-a spus lucrul ăsta, știți ce am zis? Cât de bine-i, Doamne, că Tu primești și pe ei obosiți. E singura persoană din lumea asta care caută obosiții, care îi caută pe ăia împovărați, pe ăia care îi respinge toată lumea. Hristos îi primește, slăvit să fie numele Domnului. Nimeni nu caută. Dacă vezi că ai un angajat care în fiecare dimineață abia trage găleata după el, ce îi spui? Băi, azi te las, ești obosit, am înțeles. Dar de mâine te rog să vii altfel, să-ți schimbi atitudinea față de servici. Trebuie să vii odihnit, trebuie să tu lucri cu bani, lucri cu măsurători, lucri cu... Nu, gândiți-vă să mergi la doctor și să fii obosit, să caști în timp ce te operează. Nu? De fapt, nu vezi când te operează, dar să-l vezi că e obosit când vine la operație. Omul îți spune, vrei să fii odihnit? Du-te și te odihnește. Du-te! Hristos știi ce spune? Vrei să fii odihnit? Vino! În seara asta e o seară în care Hristos ne cheamă la odihnă. Slăvit să fie numele Domnului. Toți oamenii care arată că merg spre odihnă, să știți că nu toți se odihnesc. Nu toți! Nu vi s-a întâmplat să vă treziți dimineața, deși ați dormit seara multe ore, de seara, de la 10, ați făcut somnul de frumusețe până la 1 noaptea și ați trecut somn bun și dimineața să vă treziți tot obosiți? Să zici, bă, nu mai pot. Spunea un frate la Suceava către mine, a zis, cu cât dormi, cu atât ai mai dormi. Cu cât dormi, nu înseamnă că dacă dormi mult, te și odihnești. Uitați-vă la spitale. Când intri în spital, pe coridor, găsești numai două uniforme. Ori uniforma albă, de doctor și de asistenți, și de cine mai e acolo, ori pijamale. Pijamalele alea, știți ce arată? Arată că omul ar trebui să se odihnească. Dar știi cum iasă din spital? Neodihnit. Deși poartă haina care te-ar duce spre sensul că se odihnește la spital, iasă din spital neodihnit. Nu toți care dorm se și odihnesc. În seara asta mesajul l-am intitulat Somnul păcatului și odihna lui Iisus Hristos. Somnul păcatului
și odihna lui Iisus Hristos. Vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem vreo trei tipuri de somn care îl găsim și în Biblie și îl găsim și în viețile noastre și o să vedem cum arată somnul ăsta, parcă e din 2020, și o să vedem cum arată odihna care o dă Iisus Hristos. Primul somn, parcă plătit atâta de greu, îl găsim în Cartea Judecătorilor, capitolul 16, somnul lui Samson. Știți că ăsta a fost cel mai scump somn din lume? Știți ce spune versetul 19? Că Dalila a făcut ceva cu Samson. Ce a făcut? L-a adormit. L-a pus să doarmă. Știți unde l-a adormit, spune Biblia? Pe genunchii ei. Cel mai scump hotel din lume, care a fost plătit vreodată. Scump. Știți ce a fost? Genunchii Dalilei. Mai scump decât hotelul Hilton, mai scump decât ăla de 7 stele din Dubai, o fost genunchii Dalilei. Pentru că păcatul întotdeauna se plătește scump. Samson a fost omul, tipul ăsta de om care i-a plăcut și la biserică, i-a plăcut și în brațele Dalilei. I-a plăcut să nu știe nimeni pe unde umblă după ce iasă de la biserică, dar când vine la adunare, să prindă și el un loc. Să stea și el, să dea mâna frații cu el, în rest să nu-l întrebe nimeni, pe unde ai fost? Auzi, dar tu de ce miroși așa? Nu? Iei gumă în gură, ai parfum în mașină, te parfumezi, mesteci gumă să nu, să știți, un nefumător. Simte un fumător, poate să mănânce cu baxurile de gumă. Imediat îl simți de la depărtare. N-ați văzut? Eu am întrebat pe unul care bea, o viață o băut. Niciodată n-o recunoscut, de zeci de ori l-am întrebat, bă, ai băut ceva? N-o recunoscut niciodată. Pentru că omul care trăiește în păcat nu recunoaște. Câtă vreme stă acolo, la Timna, nu vrea să recunoască unde doarme, nu vrea să recunoască ce face. Știți care a fost tragedia lui Samson? Prețul cel mai mare care l-a plătit Samson n-or fost ochii. N-or fost ochii. Auziți ce spune cuvântul Domnului în Judecător 16, versetul 20. Să vedeți plata cea mai mare care a avut-o Samson. Spune, când s-a trezit din somn, a spus așa, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Și auziți acum plata cea mai groaznică, cea mai mare plată care a plătit-o. Nu știa că Domnul, ce făcea? S-a depărtat de el. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Frații mei, cea mai mare tragedie și cea mai mare pierdere care o putem avea în viața de pocăință, nu-i să pierzi un loc în biserică, nu-i să pierzi un loc în parcare, nu-i să pierzi un loc de slujire, ci să pierzi prezența lui Dumnezeu. Samson plângea după ochi, dar nu ochii au fost cea mai mare plată care o avută, ci au fost pentru că a fost despărțit de Dumnezeu. O pierdut prezența lui Dumnezeu. Știi că sunt în seara asta, în locul acesta, oameni care trăiesc viața lui Samson. Îi o vorbă românească, spune, Doamne, dar ce vrei? Vrei să fiu pocăit din ăla ușă de biserică? Știți că cel mai rău e să fii ușă de biserică? Samson a fost ușă de biserică. Îl băteau vânturile și de la Timna, îl băteau și de la Gaza și îl băteau și din poporul Domnului. Era și cu aia de afară, era și cu aia dinăuntru. Dumnezeu nu ne cheamă în vremea aceasta la somnul lui Samson. Adică, Doamne, să nu te întrebe nimeni pe unde umbli, să nu te întrebe nimeni ce faci. Noi, ca și copii al lui Dumnezeu, noi suntem gata să răspundem. Unde ai fost? Aseară unde ai fost? Acolo am fost. Nu ți-i rușine. Un om care trăiește curat, Pavel Ciozis, am fost în temniță, adul pe cutare, totdeauna dădea informații de unde se află. Samson, gândiți-vă să-l fi întrebat cineva pe Samson, auzi, ce vii, Doamne, la ora asta? Ce ar fi făcut Samson cu el? Știți ce e interesant? Atâta de ușor și de repede ne adoarme diavolul în locurile unde ne duce că nici nu realizăm că am adormit. Știi că nu realizăm, exact ca la șoferie, nici nu-ți dai seama când ai adormit la volan. Zice Biblia că i-au ras cele 7 șuvițe. Știi ce înseamnă să-i radă cele 7 șuvițe? Nu să-i le tundă, să-i le radă. Gândiți-vă că n-o simțit ăsta nimic. Nimic. Ori pus mâna pe cele 7 șuvițe ale lui Samson și nu-i le-o tuns cu foarfeca, încet să nu ne simtă, i le-o ras, nu știu, i-o fi dat cu spumă de barberit, nu i-o fi dat, nu, Dani Frizer, nu știu cum i le-o... Dar nu vezi că ai o muscă pe cap, imediat o simți, imediat dai păstă ea. Imediat dacă soția ta trage plapuma ușor de pe tine, imediat simți, zici, dă colțul ăla, dă-mi-l încoace.
Gândiți-vă în ce somn a ajuns Samson, că nu mai simțea nimic ce se întâmplă în jurul lui. Nu mai simțea absolut nimic. Sunt oameni pe care îi chem la casa lui Dumnezeu și nu mai simt nimic pentru casa lui Dumnezeu. Și știi cu ce minte diavolul? Îi spune exact ce i-a zis la Samson. Voi face ca și mai înainte. Am găsit pe un amvon la o evangelizare, așa o hârtie, ca hârtie aceasta. Și spunea mai multe lucruri acolo, era un sfat pentru predicatori. Dar spunea așa la un moment dat, predicatorule, biserica nu va ști pe unde ai umblat o săptămână. Dar biserica întotdeauna va simți dacă ai umblat cu Dumnezeu sau ai umblat fără Dumnezeu. Și ăla am luat lucrul, ăla am luat pentru viața mea de slujire, pentru inima mea. Samson se bucura că nu l-a depistat nimeni. Samson, poate ești în seara asta cu pachetul de țigări în buzunar. Poate ești în seara asta cu lucrurile murdare în viața ta. Poate ai lăsat ceva în mașină. Poate ai lăsat o sticlă. Poate ai lăsat o adresă. Poate ai lăsat un drum întunecos și nu știe nimeni. Hristos în seara asta te cheamă la odihnă, nu la somn. Samson a fost adormit, dar nu s-a odihnit niciodată. Vii și spui, dar de ce m-a lăsat Dumnezeu să ajung așa? Știți când s-a trezit Samson? Când era între stâlpi. Când cădeau stâlpii pe el. Atunci a început să strige la Dumnezeu. Știți că Dumnezeu i-a dat semnale la Samson. Samson, ăștia vezi că vor să te depărteze. Ăștia vor să te omoare. Zici că a fost român de-a nostru. La, da, domne, îmi spui tu mie. Spui un metru jumate. Dar ce, mă, ne spune el cum să stăm? Dar ne spune, nu? Ăsta a fost tipul Samson. I-a dat Dumnezeu semnale și i-a spus, Samson, ăștia-s pe urmele tale. Știi ce spune Biblia? Că Samson, i-a zis, dacă mă pironiți cu țăruș în pământ, o să-mi scadă puterea. Ori văzut că începeau să-i umble la păr. El nici măcar atunci nu s-a trezit. Că Dumnezeu dădea semnale. Știi că Dumnezeu îți dă semnale în viața ta că te depărtezi de El? Uite-te, poate ți-ai pierdut pacea din familie. Poate tu care nu te-ai certat niciodată cu nevastă ta. Vezi că începe cearta în familie. Vezi că încep anumite tulburări de la lucruri mici, de la lucruri banale. Știți că astea semne din partea lui Dumnezeu. Că ne cheamă Dumnezeu să ieșim din locurile unde suntem și să ne aruncăm în brațele lui Dumnezeu. Poate ești în seara asta, în locul acesta și ai pierdut relația cu părinții. Samson nu mai avea relație nici cu părinții, nu mai avea relație cu nimeni. El era pe cont propriu, se bucura că a rămas totuși în funcția de judecător. Dumnezeu nu s-a bucurat nici de mușchii lui Samson, nu s-a bucurat Dumnezeu nici de funcția care o avea Samson. Dumnezeu era mâhnit de ceea ce făcea Samson. Știi că în seara asta Dumnezeu trimite semnale către tine. Trimite că Dumnezeu nu-i mulțumit de starea care e peste viața ta. N-ai vrea în seara asta să te ridici de la Timna, de la locul unde te ascunzi, departe de oamenii lui Dumnezeu, departe de soțul tău, de soția ta. Să te ridici din lucrurile care îți condamnă viața. Tu știi că ai fost adus la binecuvântare. Tu știi că poate odată ai făcut legământ cu Dumnezeu în apa botezului. Și astăzi ești adormit. Astăzi poate ești fără putere. Nu aștepta până te trezești între ziduri. Nu te aștepta până te trezești între patru pereți, dar nu construiți în sus și săpați în jos. Nu aștepta până în clipa morții, ci în seara asta e o seară de trezire pentru fiecare dintre noi. Hristos te iubește, Iisus Hristos te iubește. Că dacă nu te-ar iubi, nu ți-ar mai vorbi. Te-ar fi lepădat. Dar dacă ești în seara asta, în locul acesta, Domnul te-a adus aici. Poate ai vrut să mergi în oraș să mănânci ceva. Sau ai vrut să mergi să te răcorești, să stai în altă parte. Dar Duhul Domnului te-a adus în seara asta, în locul acesta. Hristos nu vrea să te lasă să pleci fără odihnă. Vrea să te smulgă din somnul păcatului și să te aducă la adevărata odihnă, în brațele Domnului Iisus Hristos. Domnul să lucreze în seara aceasta. Mărit să fie numele Domnului. Al doilea somn. Primul somn e somnul lui Samson. Somnul ușii de biserică. Și cu aia de afară și cu aia dinăuntru. Să știi ceva. Niciodată Samson nu poate sfârși cu aia dinăuntru. Zice Eclesiastru, copacul în care parte îi înclinat. Înclinat să cadă, acolo va cădea, acolo va rămâne pentru totdeauna. Dar dacă astăzi ești în viață, înseamnă că n-ai căzut. Ești numai înclinat. Hristos, eu nu te pot ridica, eu nu te pot îndrepta. Dar cel ce-o venit să îndrepte omenirea,
Cel ce o sta pe o cruce dreaptă între cer și pământ, îi prezent în locul acesta, mărit să-i fie numele Lui. El te poate îndrepta, El îți poate reabilita mintea ta, El în seara asta îți poate reabilita inima ta, îți poate reabilita familia ta. Spune: Doamne, sunt strâmb. Nu mai spune din cauza lui soacră, dar din cauza banilor, ci spune: Doamne, cum a zis Iona și împăratul din Ninive, noi suntem vinovați de starea în care ne aflăm. Nu aștepta până te trezești între ziduri. Astăzi Hristos te cheamă la odihnă. Doamne, lasă odihna ta peste locul acesta. Mărit să fie numele Domnului. Al doilea somn a păcatului, știți care îi? Ați auzit de somnul răutății. Știți că ăsta e un somn care se practică cu ochii deschiși? Mi-a zis cineva odată, eu n-am pățit așa, dar am pățit și eu pe aproape. O zi zice, am adormit la volan cu ochii deschiși. Și eu am adormit, dar cu ochii închiși. Am închis ochii și era să se producă o tragedie. În fine, știți că somnul răutății îi somnul cu ochii deschiși? Știți ce spune Biblia? Că un om căuta să facă rău și când trebuia să doarmă, el era treaz. Dormea, pentru că era noapte, ar fi trebuit să doarmă, dar el era cu ochii deschiși. Știți de cine spune Biblia că umbla noaptea să facă rău? Ați auzit de Haman. Zice că împăratul voia să facă bine la cineva și nu putea dormi din cauza binelui care vrea să-l facă. Auzi, să vrei să binecuvintezi pe cineva, să-i faci un bine la cineva și să stai toată noaptea cu becul aprins să zici, abia aștept să vină dimineața, să mă duc la orfanii ăia să le duc de mâncare, să abia aștept să vină dimineața, să mă duc la văduva aia, să-i fac un bine. Dar era unul care și ăsta nu putea dormi. Haman nu putea dormi din cauza răutății. Ăsta plin de răutate să facă rău la alții. Era gata să treacă peste orice, numai să facă rău. Știți ce era interesant? Împăratul i-a făcut și lui bine. S-a împiedicat în Mardoheu, în un evreu care stătea la poarta cetății, care era în slujba împăratului. Știți ce e interesant în vremea noastră? Ne-a binecuvântat Dumnezeu. Trebuia să spuneți toți amin. Ne-a binecuvântat Dumnezeu. Și nu ne uităm că în fiecare zi stăm la masa împăratului. El nici nu trebuia să-l bage în seamă pe Mardoheu. Să zică, tu poți să stai în cap, că nu mă interesează. Că eu știu cu cine stau la masă înăuntru. Eu știu cu cine, la cine mă duc acum înăuntru în sala tronului. Ăsta mă primește fără să întindă toiagul. Că așa intra Haman. N-avea nevoie de toiag, avea ușa deschisă. Avea cartelă non-stop deschis la împărat. El nu s-a bucurat de împărat. El nu s-a bucurat de nimic. Pentru că răutatea din inima lui îl împiedica să se bucure de împărat. Știți că suntem și noi în fiecare clipă înaintea împăratului împăraților? Te întreb, te bucuri? Te poți bucura când nu cânti tu și cântă altul? Te poți bucura când nu predici tu și predică altul? Te poți bucura de împărat în fiecare clipă? Sau îți lucruri din astea care așa te face să... Zice Biblia că pălea. Adică îi scădea glicemia. Era, îi trebuia să vină smurdul să-i facă un calciu. Îi cădea calciul la pământ. Era terminat din cauza răutății care era în inima lui. Știți că și lui Haman îi dădea Dumnezeu avertismente să se oprească? Ca și ție. Ca și nouă în vremea aceasta. Dumnezeu îi dădea avertismente și îi spunea, Haman, oprește-te! Dar crezi că omul rău se oprește așa? Știți ce spune cuvântul Domnului, Proverbe 4:16? Spune cuvântul Domnului așa, căci ei, adică oamenii răi, nu dorm dacă n-au făcut răul, auziți? Le piere somnul, adică ăștia, când e vorba să bârfească, nu dorm tătă noaptea, Domnule. La 10 el bea cafea, 10 seara, nu dimineața. De ce? Ca să mai poată bârfi până la 4 dimineața. Să mai poată bea Coca-Cola, de ce? Să nu aibă somn, așa spune cuvântul Domnului. Le piere somnul dacă n-au făcut pe cineva să cadă. Și în momentele când Haman căuta să-i facă rău la Mardoheu, spune cuvântul Domnului că Dumnezeu îi dădea semnale de alarmă. Trei semnale i-a dat Dumnezeu de alarmă la Haman în vremea când el căuta să facă rău. Primul lucru, primul semnal care îl dădea Dumnezeu, știți care era? Împăratul urma să-l cinstească pe Mardoheu și el nu s-a oprit. Vedea că pe ăla care îl urăște el, Dumnezeu îi dă trecere, îi dă prosperitate. Nu s-a oprit.
Bă, să-i faci rău la ăla care capătă bună voință împăratului. Domne, să-i faci rău la ăla care are voce mai bună ca tine. Să-i faci rău, să vezi că vrei să-i faci rău la ăla care capătă trecere înaintea lui Dumnezeu. Mardoheu căpăta trecere înaintea împăratului. Era un semnal pentru Haman. Oprește-te. Și nu s-a oprit. L-a dus, l-a plimbat și tot nu s-a oprit. O văzut că era în grațiile împăratului. Și el a zis, nu se poate, mergem, întărim spânzurătoarea, că vine vremea la alegeri. Să fie pregătit așa oțelită. Să vină, știți că românul e bucuros. Uitați, românii anul ăsta cei mai bucuroși. De ce? Că sunt alegerile de primari. Și simte că așa o intra puterea în ei. Și ăia de la reanimare parcă se ridică altfel în anul de alegeri. De ce? Au ștampila în mână și ei pot să decidă. Și se bucura Aman că vine clipa când el va decide. Și știi ce a făcut Dumnezeu? I-a arătat, nu tu decizi, ci eu ce decid eu în ceruri, aia rămâne. Slăvit să fie numele Domnului. I-a vorbit Dumnezeu în al doilea rând la Haman. Unu, vedea cinstea care i-o oferea Dumnezeu, împăratul la Mardoheu și nu s-a oprit. Al doilea cuvânt care îl vorbea Dumnezeu, îi vorbea prin nevastă sa Zereș. Și îi spunea, nu mai te obosi să-i mai faci rău. Că dacă e din poporul evreilor, tu nu o să poți să-i faci niciun rău. Nu te mai obosi! Nu te mai obosi să te unești cu nu știu cine! Nu te mai obosi! De 30 de ani ești obosit! De ce? Că vrei să faci rău! Uitați-vă ce obosiți! Acum eu nu știu care îi... Cred că nu-i nimeni aici. Nu știu dacă îi... Dar ne uităm! Știi că omul răutăcios îi om acru și obosit? Domne, el cască. Știi dacă nu-i convine de mine, de ce? Să uită în timp ce predic și dă așa din mână la gură. Îmi arată că l-am plictisit. Îți arată că la cântare își pune mâinile la urechi. De ce? Ca să-ți demonstreze. Să-ți demonstreze că nu ești pe placul lui. Pufă-i, ia-s afară. Se întâlnește după aia și discută. Și știi ce a fost interesant? Nevastă sa îi vorbea din partea lui Dumnezeu. Și îi spunea, omule, oprește-te. Soră dragă, dacă ai pe Haman în casa ta, un om din ăsta care îl vezi că el când a ajuns acasă, ăla e adevăratul om. Vezi de cine vorbește și ce vorbește. Ascultă-mă, nu te fă părtaș cu Haman. Deși ăsta a murit, ăsta are la neamuri, ferească Dumnezeu. Eu în România am văzut neamuri de-a lui Haman plin. Oameni care să umble după tine pas la pas să-ți facă rău. După tine, în fiecare clipă, te caută pe la lucru, te bagă strâmbe la lucru, îți bagă strâmbe pe unde poate, orice numai să-ți facă rău. Știi ce fă? Ești responsabil înaintea lui Dumnezeu. Dacă știi că bărbatul tău e neam sau frate de corp sau geamăn ca Toma, e geamăn cu Haman. Știi ce fă? Oprește-l. Pentru că Dumnezeu nu aplaudă pe oamenii de tipul Haman. Știți pe cine aplaudă? Pe oamenii de tipul Mardoheu, care stau acolo unde i-a așezat Dumnezeu. Și ei recunosc totdeauna că cinstea de a umbla cu carul împăratului nu e din cauza lor, ci pentru că Dumnezeu a făcut trecere. Dumnezeu a deschis ușile. Dacă suntem în seara asta, în locul acesta, este că pentru fiecare dintre noi Dumnezeu a deschis o ușă într-o zi. Eu sunt în locul acesta pentru că Dumnezeu mi-a făcut trecere. Tu ești în locul acesta pentru că Dumnezeu ți-a făcut trecere. De ce te vezi acum pe cai mari? De ce te vezi acum pe picioarele tale și vrei să demonstrezi la alții ce putere ai tu în biserică, ce putere ai tu în grupul de unde te afli? Puterea nu-i de la tine, puterea ți-o lăsat-o Dumnezeu. Nu direcționa greșit, că vine vremea când vei plăti că nu ți-ai folosit puterea în scopul și în slujba lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne puterea noastră să fie închinată ție, să nu dăm vlaga noastră păcatului, să nu dăm vlaga noastră somnului urii, odihnei care ne face să dormim cu ochii deschiși, ci totdeauna puterea noastră să fie înaintea lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Și la omul ăsta îi mai vorbește Dumnezeu prin ceva. Știți prin ce îi vorbește? Prin umilința care o primește. Gândiți-vă că spune Biblia că ăsta după ce l-o... Gândiți-vă, m-am gândit într-o seară. Cum l-o fi dus Haman pe Mardoheu cu calul? Ce imagine! M-am și blocat la un moment dat. Că n-am putut, așa presiune am simțit peste mine. Câtă umilință!
să stai cu capul în jos. Gândiți-vă că n-o fi strigat. Așa se face la omul care vrea. Cred că striga ca Iona, nu? 40 de zile, dar Iona n-avea pasiune. Nici Haman n-avea pasiune. Dar au zis împăratul, așa vrei? No, du-te strigă. Gândiți-vă ce glas o a avut, că ăsta n-o răgușit. Nici, cred că printre dinți striga, așa se face la omul care vrea să-l cinstească împăratul. Știi ce spune? Că după ce l-o plimba pe străzi și l-o lăudat, o plecat umilit acasă. Auzi, umilit. Și zici, Doamne, dar de ce m-ai lăsat așa? Știi de ce? Din cauza răutății. Din cauza răutății care este peste inima ta. Nu Dumnezeu te-a lăsat așa. Tu te-ai direcționat spre ură. Ți-ai lăsat inima să fie copleșită de ură. Poate urăști unul din slujitori. Poate urăști unul din cântăreți. Poate urăști un copil al lui Dumnezeu. Ascultă-mă, vine vremea când vei suporta umilința răutății. El s-a umilit singur pentru că dormea somnul lui Haman, somnul ăsta cu ochii deschiși, somnul răutății. Dacă e cineva în seara asta, vreau să-ți spun că dacă ești gata să întorci somnul răutății spre somnul bunătății, Dumnezeu e gata să te primească. Hristos primește și pe ăla rău, primește și pe ăla care toată viața lui e urât. Nimeni nu te poate schimba din ură, nici cadourile, nici mita, nici orice. Singurul care schimbă ura în binecuvântare, ura în bunătate, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mărit să-i fie numele Lui. Dacă e cineva aici măcinat de ură, poate pe soacră ta, poate pe cumnată ta, nu? Că și Moise avea probleme cu soră sa din cauza că cumnatele nu se înțelegeau. Zice că Maria îl ura, avea probleme cu Moise din cauza femeii care o luase. Cumnatele totdeauna au fost. Poate ai ură pe cumnată ta, că l-o lua pe frate tu. Mulțumește Domnului că l-o luat și că ține de el, nu? Nu mai ură. Dacă ai lucruri care te macină de răutate în inima ta, în seara asta Domnul poate schimba ura. Să dea Domnul o inimă bună, o inimă binecuvântată, să iubim, așa cum Cristina a recitat definiția iubirii, să ne ajute Domnul, să iubim cu toată inima, slăvit să fie numele Domnului. Știți ce e ciudat? După aceea trec la al treilea lucru în seara aceasta. E ciudat că Haman nu înțeles că nu-i singur, că Dumnezeu mai are și pe alții. Ați auzit proverbul, toți sar pe un ciolan? Adică toți vor să arungă la ciolan. Vreau să vă spun în seara asta, Dumnezeu are mai multe ciolane. Are pentru fiecare. Vrei ceva, Dumnezeu îți dă. Vrei să slujești? Nu există Dumnezeu să spună, măi, eu n-am ce să-ți dau. Știți cum, măi, acum e perioada anunților. Știți, e ca și cum 200 de invitați ar mere și s-ar bate pe o farfurie. Și-s 200 de farfurii, atâta mâncare. Vrei ceva de la Dumnezeu, nu urâ pentru ceea ce îți dorești, ci roagă-te lui Dumnezeu, că Dumnezeu are oameni de care vrea să se folosească. Zi, Doamne, schimbă-mi inima, fă inimă. O spus cineva un sfânt a bisericii, o spus în rugăciunea lui, Doamne, ia inima mea și necredincioasă, ia-o din pieptul meu și nu mi-o mai da niciodată. Și pune inima ta în pieptul meu, inima bună și credincioasă, și nu mi-o mai lua niciodată. Asta să fie rugăciunea noastră, mărit să fie numele Domnului. Al treilea somn, mai un somn, somnul lui Samson, somnul răutății, al doilea și mai un somn. Ați auzit de somnul ruinei? Ați auzit oameni care ori dormit până s-au ruinat? Oameni care ori închis ochii când Dumnezeu trăgea semnale de alarmă, ori închis ochii și ori stat cu ochii închiși până ori pierdut totul. În Luca 15 vorbește de un tânăr că ăsta s-a ruinat singur. Ăsta o cheltuit tot ca să se ruineze. Cuvântul Domnului spune de femeia cu scurgere de sânge că și asta o cheltuit tot. O cheltuit tot ca să se facă bine. Ăsta o cheltuit tot ca să se facă rău. Ăsta o cheltuit tot ca să ajungă la troaca de porci, să ajungă în mizerie. O fost în casa tatălui binecuvântat. Dar într-o zi, știți ce a făcut? S-a uitat peste gard. A început să cocheteze cu lucrurile de afară. A început să tragă cu ochiul la ce se întâmplă afară. Și știți ce a zis? Bă, dar și eu aș putea să fac asta. Ce? Trebuie să stau eu între patru pereți? Trebuie să stau eu cu masca pe gură? Dar nu mai vin la biserică, mai bine mă duc în centru. Că iau climă, îi adă cu apă pe noi să ne răcorim și nu mai trebuie să vin la biserică. Fiul risipitor, spune cuvântul Domnului, că într-o zi și-o lua geanta cu haine
Și o zis la tatăsu. Știi ce e interesant? Prima dată i-o zis: tată, împarte-ne averea la amândoi. La, și mie și la frate. Nu i-o zis că vrea să plece de acasă. Zice, după aceea, după câteva zile, după ce o luat averea, după aia s-o hotărât să plece. O zis, nu mai stau cu tata, nu mă mai interesează, nu mai vreau să aud de tata meu, nu mai vreau să aud de casa lui, o să vad tata ce om prosper sunt eu. Și-o plecat, nu știu, cu cardul plin, o plecat cu geanta plină și-o plecat fericit. Ascultă-mă, când pleci în lume, nu ai cum să pleci fericit. Orice zâmbet ai avea, e cel mai frumos loc, e locul acesta în prezența lui Dumnezeu. Niciunde nu-i ca acasă, niciunde nu-i ca în casa lui Dumnezeu și ca lângă frații și surorile lângă care ne-a așezat Dumnezeu. Oricât de grozav și orice mașină ți-ai cumpărat când ai întors spatele bisericii, orice femeie ai lângă tine când ai întors spatele lui Dumnezeu, care are 18 ani și tu ai 70, nu ești fericit. Adevărata fericire e lângă Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Cel mai rău troc care s-a întâmplat vreodată a fost fiul risipitor, pentru că s-a așezat, spune cuvântul Domnului, că a pierdut tot. Știți că ce câștigi fără Dumnezeu, ceea ce ți se pare că începi să realizezi tu, ăla se pierde cel mai repede. Dar uitați-vă, știți ce păstrăm cel mai mult? Ce ne-a dat Dumnezeu. Te uiți și în casă, ai anumite lucruri care le păstrezi de zeci de ani și spui, uite, Dumnezeu, nu știu, m-a binecuvântat cu ceasul ăsta, nu, sau cu o haină, și o ai, îi spui, pantofii ăștia i-am primit când n-am avut pantofi în picioare. De ce? Țin lucrurile care ți le dă Dumnezeu, țin foarte mult. Le ai, le păstrezi în inimă, le păstrezi în suflet. Dacă ai un loc unde te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, când treci pe acolo, prin orașul respectiv, îți aduci aminte binecuvântările lui Dumnezeu. Ce ai câștigat fără Dumnezeu, ce ai câștigat mărșav, se duce foarte repede. Și aia de 18 ani te lasă când ești bolnav, te lasă și sănătatea, te lasă și averea, te lasă absolut tot, absolut tot. Fiul risipitor a făcut cel mai rău târg, l-a dat pe tata pe stăpân, a dat parfumul de acasă pe mirosul porcilor. Știți ce spune Biblia? E un cuvânt care noi în limba română îl folosim în două moduri. Zice că la un moment dat s-a sculat. Adică noi îl folosim, cel mai greu mi să mă scol dimineața, adică să mă trezesc, nu? Și se mai poate folosi ca ridicare de pe scaun, de pe pat, nu? Nu știm ce au făcut. Nu știm, doar că păzea porci. Dar când păzești porci, nu trebuie să le dai, că mâncă ei singuri. Te mai pui la umbră și te mai odihnești. Când stai păzești animalul, animalul mănâncă singur. Știi ce au făcut? Stătea și se odihnea în somnul, în somnul ruinei. O ajuns să stea la coada porcilor, să mă iertați. Când era șef acasă, când era binecuvântat. Uită-te cât s-or întors după ani de pribegie, s-or întors cu răni în suflet. Ăsta nu mai a avut nici ceas de aur, o a avut numai urma de la ceasul de aur. O a avut numai eticheta de la costum de Armani și de nu știu ce firmă. Nu mai a avut nimic. Tot o ruinat. Tot. Îs oameni care se uită spre casa lui Dumnezeu și plâng. Știți de ce? Pentru că odată ori avut loc de cinste, ori avut loc de slujbă înaintea lui Dumnezeu, ori cânta cântări spre slava lui Dumnezeu. Dar într-o zi s-o uita spre porci și-o ajuns porcii să-i mănânce tinerețe. O ajuns porcul să-i mănânce familia. O ajuns porcul să-i mănânce sănătatea și așa mai departe. M-a sunat ieri o doamnă. Și o zis, Domnule, zice, trec prin niște probleme grozave, fata e într-o stare, nu o doare nimic, dar se simte foarte rău, se simte foarte rău, nu știu ce se întâmplă. Dar zice, interesant că a venit o femeie la mine, un om al lui Dumnezeu, a zis femeia asta, și mi-a spus, fără să știe nimic, fără să mă cunoască, mi-a spus ce se întâmplă în casa mea. Ce-a făcut femeia asta? Ea s-a bucurat că a scăpat de bărbatul, că bărbatul s-a fost un bețivan, trăia cu altul, împărțeau chiria amândoi, plăteau gazul împreună, erau așa jumii-juma. Și-au zis, bine că am scăpat de bețivan, bine că pot eu să-mi trăiesc viața mea. Știți ce-au zis? Nu știu ce să fac, Domnule, nu știu ce să fac. Și a zis, singura soluție îi Dumnezeu. Vreți să vă întoarceți? O zis, da, știți, un pic la mine e mai greu, că eu stau cu ăsta, acum noi plătim jumate, e mai greu, cum să-i spun? Am zis, Doamnă, atunci rămâneți cu boala.
Rămâneți cu fata bolnavă. Ce vii pe primul loc? Fata sau concubinul? Nu mai zic nimic. Dar știți ce o zis în încheiere? O zis, Domnule, știți că eu am fost odată la casa lui Dumnezeu? Am umblat și eu la casa lui Dumnezeu. Am fost și eu cu frații în biserică și m-am depărtat de Dumnezeu. Știți ce făcea la telefon? Parcă vedeam imaginea asta. Se uita cu dor spre casa lui Dumnezeu. Și în încheiere i-am zis, Doamnă, funia e la dumneavoastră, dacă dați drumul la funie, Hristos vă primește în brațele Lui. Hristos vă poate reabilita viața, vă poate ierta, vă poate primi. O închis telefonul, o zis că mai sună, dar nu știu dacă va mai suna. Poate ești în seara asta și ai fost odată în casa lui Dumnezeu, o investit în tine Dumnezeu și acum ești ruinat. Poate ești ruinat la nivelul minții. Ești un om care nu mai ai echilibru mental, dar odată ai fost om care știai jumătate din Biblie, din cap, știai versetele din Biblie și astăzi nu mai știi pe unde să mergi acasă. Astăzi poate te uiți în spate și ți-ai ruinat tinerețea, ți-ai ruinat anii frumoși și ești la porci. Ești în locul unde miroase greu. Vreau să-ți spun că tânărul ăsta și lui i-a dat Dumnezeu semnale. Și lui i-a dat Dumnezeu semnale. Că mirosul lui nu trebuia să fie miros de porc, ci trebuia să fie miros de stăpân. Că aia funcție i-a dat-o tata, de stăpân. El a ajuns să miroase ca animalul. Știi că mai spun doamnele câteodată că miroase soțul când vine acasă. Cum? Ca de la porci. De ce? Pentru că departe de Dumnezeu nu-i binecuvântare. Tineri dragi, vă văd acolo în spate, ascultați-mă. Nu rămâne Dumnezeu dator că vă închinați tinerețea Lui. Nu rămâne Dumnezeu dator că îți pui viața în slujba lui Dumnezeu. Vine vremea când Dumnezeu îți va binecuvânta hotărârea care o iei. Vine vremea când Dumnezeu va binecuvânta pe viitor neamul tău, familia ta, casa ta. Dar dacă în seara asta miroși a porci, fă ce-o făcut fiul risipitor, ridică-te și întoarce-te la tata. Hristos e cu brațele deschise spre tine. Nu mai căuta odihnă în lumea aceasta. Nu mai căuta stâmpărarea sufletului în lume. Pentru că a zis Hristos, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați. Poate ești apăsat și împovărat în seara asta de lucrurile care le ai în viața ta. Știți ce e bine? Că Domnul știe de ce ești împovărat. Tata știa de ce era împovărat. Știa de ce miroase așa. Știa că nu mai are nimic. Nu știu ce haine a mai avut pe el. Nu l-a întrebat câți bani au mai rămas. Tata s-a bucurat că fiul s-a întors acasă. Noi vrem seara asta în locul ăsta răcoros, deschis înaintea lui Dumnezeu. Să se bucure și cerul, să se bucure și frații din biserică, de că un suflet se întoarce acasă. Și să știi ceva, nu te întorci pentru mine, nici pentru fratele Moț, tu te întorci pentru binecuvântarea sufletului tău. Ridică-te în seara aceasta, ieși din somnul ruinei, ieși din somnul păcatului și Hristos e gata să te primească, mărit să fie numele Domnului. Vreau în încheiere să vă spun două lucruri. Ce se întâmplă când Hristos dă odihnă? Am văzut cum arată somnul, sunt mai multe lucruri, dar rămân numai la astea trei. Somnul ușii de biserică. Să stai în balamale și să te uiți afară, să te uiți și înăuntru. Să vii și la biserică, să mergi și cu prietenii tăi în cluburi, să mergi cu prietenii tăi noaptea, să nu intereseze pe nimeni că e viața ta, e alocația ta, îți banii tăi și tu faci ce vrei. Vine vremea când te vei trezi, dacă nu te trezești astăzi la cuvântul lui Dumnezeu. Vine vremea când te vei trezi, poate ținându-te de un zid, poate la județean, poate te vei trezi ținându-te de un zid a depresiei. Poate te vei trezi ținându-te de cineva când îți duci pe cineva drag la groapă. Hristos în seara asta te cheamă prin cuvântul Lui să intri în odihna care o dă El, mărit să fie numele Domnului. Ce se întâmplă când Hristos dă odihnă? Primul lucru, rămâi ancorat în promisiunile Lui Dumnezeu. Asta înseamnă odihna Lui Dumnezeu. Să rămâi ancorat în ce a zis Dumnezeu. Atunci îți găsești odihnă. Că ce te minte ăștia că îți mărește pensia și alocațiile? Ne-au zis că ne mărește la copii și eu așteptam. Și au zis că nu mai, s-au tot judecat, s-au tot certat, nu mai știm, nici nu mai aștept. Dar știți în ce rămân încrezător? Asta e odihnă. Să te odihnești în promisiunile lui Dumnezeu. Știți ce spune cuvântul Domnului în Fapte 12? Că într-o zi, Petru intră în pușcărie.
și ajunge acolo între 16 soldați. Primește sentința direct în mână și spune, mâine decapitat, o să mori. Știi ce face Petru? Nu începe să scrie ca Pavel scrisori din temnița Romei, Timotei, adun cărțile de piele, adul pe Marcu, nu trimite salutări bisericii. Știi ce face Petru? Să pună să doarmă. Eu n-am înțeles niciodată, adică înțeleg, vă zic, dar când eram copil, nu înțeleg cum să dormi, domne. Nu vezi că ai o factură neplătită și nu poți dormi toată noaptea? Dacă ai ști că mâine mor, ce ai face în seara asta? Ai luat telefonul, ți-ai cere iertare de la toți, nu? Ai sunat pe tăți care n-ai vorbit de ani de zile cu ei, i-ai strânge în brațe care ți-s aproape, chiar dacă nu-i voie, și te-ai aștepta mâine să mori. Știi ce face Petru? Să pune și doarme. Știi cum dormea? Spune Biblia că dormea dus. O venit îngerul Domnului și l-a lovit în coastă și a zis, scoală ce dormi. Păi ce era de făcut? Acolo, între 16 soldați, Petru dormea de rupea. Era cel mai bun hotel. M-am gândit, de ce a putut dormi Petru? V-ați gândit vreodată? Știți de ce? Rămânea bazat pe promisiunile lui Dumnezeu. Avea promisiunile lui Dumnezeu în temniță. Auzi, să intri în temniță, da! Să intru în temniță cu promisiunile lui Dumnezeu în inima mea. O știut Petru, Domnul mi-a zis că vine vremea când voi îmbătrâni și Petru nu era bătrân. Vine vremea când vei îmbătrâni și te vor duce alții, te vor încinge alții. Și nu era vremea. O zis, mie Dumnezeu mi-a promis altceva. Știți cum ai rămas când rămâi încredințat pe promisiunile lui Dumnezeu? Petru a rămas încredințat pe ceva. După ce a înviat Domnul Iisus în seara învierii, a intrat prin pereți, a intrat în odaia de sus. Primul lucru care le-a zis ucenicilor, știți care a fost? Pace vouă. Dacă avem nevoie de un cuvânt din partea lui Dumnezeu, știți care e? Pace vouă. Trăim o mare nevoie de pace. Trăim o vreme extraordinar de tulbure. Știi de ce ești tulburat? Mai scoate televizorul din priză, soră. Mai lasă-l, aruncă-l, dă-l cu el, vinde-l la second hand sau fă ceva cu el. Nu mai te uita că ajungi de nebunești la ce se întâmplă. Ce te ajută că tu știi că sunt 1000 de cazuri? Te ajută la ceva? I-ai vindecat pe vreunul? Te-ai rugat pentru ei? Ai mers să-i vizitezi? Nu! La ce să mai lași informația care te otrăvește? Care îți ia promisiunile lui Dumnezeu? Te ții de pereți că dacă mă prinde virusul la magazin, rămâi încredințat în promisiunile lui Dumnezeu. Nu vedeți că în vremea aceasta de 3 luni, mai bine de 3 luni, diavolul ne-o jefui de promisiunile lui Dumnezeu? Exact ce se predica joia trecută, predica Ilie despre Gedeon. Știți ce făcea Gedeon? Era jefuit de promisiunile lui Dumnezeu. Că îl întreabă pe înger, unde sunt toate promisiunile acelea? Unde erau? Știți unde erau? Erau acolo. Dar familia lui Gedeon a înlocuit altarul lui Dumnezeu cu stâlpul lui Bal, cu stâlpul Astartei. Erau schimburi, erau jefuiți în casă. Oare câte lucruri nu ne-o jefui diavolul în familiile noastre? Oare câtă durere nu suportăm în vremea aceasta din cauza că ne-o furat promisiunile lui Dumnezeu? Știi cum te odihnești în prezența lui Dumnezeu? Încrede-te în Dumnezeu din toată inima ta. Nu te bizui pe planurile tale, pe puterea ta. Știi ce a zis Apostolul Pavel în 2 Corinteni 1:20? A zis că în El, în Dumnezeu, toate promisiunile, adică toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin, mărit să fie Domnul. Soră, fratele meu, dacă ți-a promis Dumnezeu că te vindecă și Dumnezeu ți-a spus că te vindecă, vine vremea când El te va vindeca. Dacă ți-a promis că îți dă pace, El îți va da pace. Încrede-te în promisiunea lui Dumnezeu. Dacă ți-a promis Dumnezeu că îți va întoarce copilul, vine vremea când copilul tău se va întoarce, dar rămâi încredințat în promisiunea lui Dumnezeu, rămâi ancorat, tu nu ești în temniță ca Petru, tu ești în libertate, dar inima ta poate e în temniță, nu mai crezi promisiunile lui Dumnezeu. Du-te acasă și ia, citește 2 Corinteni 1:20, în El toate promisiunile sunt da. Adică Dumnezeu rămâne credincios promisiunilor Lui. O zis Domnul Iisus, Matei 24:35, o zis, cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Adică ce-ți promite Dumnezeu rămâne în viață promisiune, mărit să fie numele Domnului. Nu după ce s-o schimba ziua, se întoarce și Dumnezeu, nu. Dumnezeu rămâne credincios. Dacă în seara asta promis că rămâi credincios promisiunilor lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne credincios ceea ce ți-a făgăduit. Mărit să fie numele Domnului.
când te odihnești în prezența lui Hristos, rămâi ancorat în promisiunile Lui. Și ultimul lucru despre care vreau să vă spun, se mai întâmplă ceva, când te odihnești în Hristos, ai revelații dumnezeiești, ai descoperiri dumnezeiești. De aia e greu să spui amin, că nu mai fuge nimeni după descoperiri. Nu mai fuge nimeni. Știi că atunci când te odihnești în prezența lui Dumnezeu, ai revelații cu Dumnezeu? Spune cuvântul Domnului că un patriarh alerga, fugea de fratesul și într-o seară l-o lua somnul. Era rupt de oboseală, că fuga te obosește. Și s-a pus la cel mai grozav hotel care exista acolo. Știi ce-o pus acolo? Din aia cu aloe vera, cu memorie, perină cu memorie, cea mai bună, nu? Zice că o pus capul pe o piatră. Știi ce-a făcut? O și visat. O început să viseze. Eu odată am pus capul pe o piatră, gândindu-mă la textul acesta, să văd cum putut dormi Iacov acolo cu capul pe o piatră. Geneza 28 de la versetul 10. Spune că a pus capul pe piatră. Am pus. Ce crezi că am putut? N-am putut sta, dar apoi să adorm. Cum să adorm cu capul pe o piatră? Știți că noi avem o cântare, cântarea vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu? Știți cântarea asta? Știți ce spune strofa a doua la cântarea asta? Pe o piatră căpătâi, dacă aș avea, tot, ziceți Dumnezeu, care-i fericit pe piatră? Ridică mâna sus. Ia uitați-vă cât să-ți fericiți. Niciunul. Știi de ce? Că ai binecuvântările lui Dumnezeu și ești tot nefericit. Ești tot nefericit. Ai tot ce ți-ai dorit, ți-ai schimbat patul, casa, masa, ai gresia, ești în lux, în tot ce vrei. Dar știi ce nu mai ai? Nu mai ai descoperirile dumnezeiești. Iacov a pus capul pe o piatră și a știut să fie fericit cu Dumnezeu. A știut că piatra lângă Dumnezeu se transformă în cea mai bună perină. Știți de ce am pierdut revelațiile și descoperirile din partea lui Dumnezeu? Că dormim prea bine. Suntem prea rupți de somn, suntem prea epuizați. Știți ce-o visat ăsta? Vă spun numai ce-o visat. Spune Biblia că o visat o scară, cu un capăt atingea, nu de la pământ, cu capătul de jos atingea pământul și cu un capăt atingea cerul lui Dumnezeu. Și zice că îngerii urcau și coborau și urcau pe scară și mai ceva. La capătul scării vorbea Dumnezeu, transmitea Dumnezeu mesajul. Astea-s revelațiile din partea lui Dumnezeu. Degeaba atinge scara numai pământul și n-atinge și cerul lui Dumnezeu. Că înseamnă că Dumnezeu nu transmite nimic. Zice, capătul ajungea sus la cer, la Dumnezeu. Știți ce-mi doresc? Când vorbim și spunem că vorbim din partea lui Dumnezeu, să fie din partea lui Dumnezeu. Dacă nu-i din partea lui Dumnezeu, nu mai spune că e din partea lui Dumnezeu. Că-i numai cu capătul jos, la tine. Bă, ți s-o băruție? O mers așa, s-o potrivit, dar numai. Dar dacă e din partea lui Dumnezeu, ascultă-mă, să nu taci. Că vorbește Dumnezeu, Dumnezeu vorbește cu un scop, să transmită un mesaj. I-a transmis Dumnezeu la Iacov mesajul binecuvântării. Știți că de multe ori am văzut în predicile noastre că avem multă informație și puțină revelație? Avem multe informații care le dăm bisericii și puține revelații, descoperiri din partea lui Dumnezeu. Mă uit câteodată de mine, nu știu de alții, dar de mine câteodată mă uit, bă, să parcă biserica, știți ce are nevoie? De glas dumnezeiesc. E nevoie la Elim de scara aia să urce îngerii și să coboare pe scară. Parcă, știți ce mi dor? Când ne ridicăm la amvon, nu numai la unul, numai la ora de rugăciune, fiecare slujitor care se ridică în locul acesta să aibă mesaj din partea lui Dumnezeu. La capătul scării, nu Dani Popa, nu ce i s-o părut lui, nu cum ni s-o părut nouă, ci Dumnezeu să vorbească bisericii sale, mărit să fie numele Domnului. Dar știți ce-i ciudat? Că noi, eu, nu de alții, eu mă chinui să fiu pe placul la niște frați care poate nu citesc toată săptămâna din Biblie. La niște frați mofturoși, nu mai știm cu ce să ieșim pe plan, știi că predici joi seara și trebuie să-i mulțumești. Și tu bârfești predicatorul, tu bârfești păstorul, tu bârfești cântărețul. Și noi nu mai știm cu ce să vă îmbucurăm, nu știm cu ce să vă mai apropiem de Dumnezeu la mesaj, la cântare. Și tu stai mofturos, pufă, ești la fără 10 că tu nu mai ai chef, oricum te-ori plictisit și tu mergi la treburile tale. Știi ce aș vrea? Nu numai scara, nu numai aici să fie. Scara să fie și la dumetale.
Îngerii să urce și în dreptul tău, nu numai în dreptul nostru. La capătul scării tale să fie tot Dumnezeu. Doamne, vorbește poporului tău în vremea aceasta. Mărit să fie numele Domnului. Să nu mai facem predici pe placul oamenilor mofturoși. Nu mai fi mofturos. Nu mai fi cum mai vrea tu să se întâmple lucrurile. Nu mai cere cum vrei tu. Că Iacov ar fi cerut altceva, nu piatră. Te-au zis, culcă-te pe piatră, chiar dacă nu-ți convine. Sunt anumite lucruri care Dumnezeu le face cum nu-ți convine. Dar ascultă-mă, vine vremea când Dumnezeu îți va da descoperiri dumnezeiești. Era apostolul Ioan, apostolul iubirii, care a pus capul pe pieptul Domnului. Într-o zi a venit vremea de strâmtorare peste el și a fost luat și dus, a fost exilat în insula Patmos. Știți ce a făcut, spune Biblia, că a făcut Ioan? A zis, în ziua Domnului, eram pe internet să vedem ce ne dă. Ce ne dă? Duminica, câte cazuri au fost duminica? Câte cazuri au fost duminica de corona? Așa zice? Nu. Zice, în ziua Domnului, eram în Duhul. Și a zis Ioan, când eram în Duhul, am auzit înapoi a mea un glas. Și a zis, când m-am întors să văd glasul care îmi vorbea, să văd cine îmi vorbea, știți pe cine l-a văzut? L-a văzut pe cel pe care a pus capul pe pieptul lui. Și a zis Ioan în versetul 17 din Apocalipsa 1. A zis, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme. În seara asta, în curtea aceasta, aș vrea ochii noștri spirituali, ochii sufletului, să-l vadă pe cel ce-a fost răpuns pentru păcatele noastre. Ochii tăi să-l vadă pe cel ce te-a răscumpărat. Ochii noștri să-l vadă pe Fiul lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Când stai în prezența lui Dumnezeu, nu zici, cum am predicat, cum am cântat, nu. Știi ce a zis Ioan? Deși Ioan o sta lângă el, o zis, am căzut la picioarele lui ca mort. Când îți vezi starea, că nu meriți să stai în picioare lângă el, știi ce zice? Nu te teme. În seara asta, cuvântul lui Dumnezeu pentru tine, nu te teme. La urmă, imediat, fratele păstor va anunța biletele pentru cei bolnavi. Poate ai cauze înaintea lui Dumnezeu, poate viața ta e într-o insulă, insula Patmos, poate trăiești clipe grele în casa ta. În seara asta rămâi ancorat în odihna lui Dumnezeu. Rămâi ancorat pe promisiunile lui Dumnezeu. Pentru că El îți spune, nu te teme. Doamne, 600, 6000 să fie. Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Dumnezeu rămâne credincios promisiunilor Lui. Mărit să fie numele Domnului. Închei cu două versete. Tu poți în seara asta să pleci în odihnă. Sau poți să pleci și să nu mai ai odihnă niciodată. Să rămâi în somnul tău. În somnul păcatului, în somnul mizeriei tale. Auziți ce spune autorul epistolei către evrei? În capitolul 3 cu versetul 10, ce zicea Dumnezeu, îl citează pe Dumnezeu. Versetul 10 zice așa, de aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Auzi, să umbli 40 de ani cu Dumnezeu și să fie scârbit Dumnezeu de cârtirea ta. Să fie Dumnezeu scârbit de murmurul tău, să fie Dumnezeu scârbit de modul, de ușa ta de biserică, de modul că ieși cu aia de afară și de înăuntru. Auziți ce spune Dumnezeu? Am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Cel mai trist lucru, să stai în fața celui mai bun hotel, să stai în fața celui ce dă odihnă familiilor noastre și tu să pleci fără odihna lui Dumnezeu. Și auziți ce spune capitolul 4 cu versetul 1, tot din evrei. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința, adică promisiunea, intrării în odihna lui, auziți? Niciunul din voi să nu se pomenească trezit prea târziu. Știi că e târziu și astăzi, dar nu-i prea târziu. Astăzi te poți ridica. Astăzi te poți trezi și de astăzi să intri în odihna lui Dumnezeu. Lumea aceasta nu dă odihnă, odihna o dă Dumnezeu. Când ești în odihna lui Dumnezeu, rămâi ancorat în promisiunile Lui și în al doilea rând ai revelații dumnezeiești. Nu ți-i dor să-ți vorbească Dumnezeu? Nu ți-i dor să-ți vorbească Dumnezeu noaptea, să mergi pe mașină și să ai un cuvânt din partea lui Dumnezeu, să-ți vină în minte o cântare din partea lui Dumnezeu și să o cânti toată ziua? Dar tu n-ai vreme, tu ești ocupat.
Păi se predica luni seara la tineret. Păi dacă Dumnezeu tot îți trimite semnale că El vrea să te ridice, vrea să-ți dea odihnă și vede că tu nu ești interesat, știi ce zice? Bine, Doamne, nu te mai deranjez. Te las în pace. Te las în pace. Nu intri în odihna mea. Poate ești obosit de lucrurile care se întâmplă. Hristos dă odihnă. Hristos dă odihnă. Odihna nu-i în centru, nu-i relaxarea din parcul botanic. Odihna e în prezența Domnului Iisus Hristos. Peste Elim aș vrea să coboare odihna lui Dumnezeu. Peste casele noastre să fie odihna lui Dumnezeu. Și așteptăm, odihnindu-ne în locuri ca acestea, așteptăm mare odihnă în împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.